Doamnelor și domnilor, suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii InfoSocial. Emisiunea în care putem vorbi despre orice temă care are un impact social. Așa că în această seară vom vorbi împreună cu invitata noastră despre afaceri, despre educație, despre comunicare, despre artă, despre rolul femei în societate. Mai multe teme de discuție, pentru că suntem alături de doamna Mioara Iofciulescu și dacă este să vorbim despre funcțiile domniei sale, să spunem, domnia sa este președinta Academiei de Artă Handmade, este director general la Atlantis România, vicepreședinte al Organizației Femeilor Antreprenori din UGIR, pe scurt OFA UGIR. Și aș mai adăuga, specialist în comunicare și relații publice. Mi-am notat tot aici ca să nu uit. Jurist și pe specializarea drept civil și dreptul afacerilor, master în administrarea afacerilor și titlul acesta, sau mă rog, competența aceasta ați obținut-o recent în Statele Unite. Greșesc? Nu, este adevărat. Bună seara! Așadar, vă las pe dumneavoastră să alegeți care este tema de început. Da, în primul rând vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a putea să vorbesc despre atât de multe subiecte. Păi, eu cred că fiecare dintre acestea ar ocupa o emisiune, dar încercăm acum măcar să aruncăm așa niște idei și revenim poate dezvoltându-le pe fiecare în parte. Sigur că da, cu mare drag. Să pornim de la zona de educație, dacă vreți. Eu cred că niciodată nu este prea târziu ca să înveți ceva nou, ca să te perfecționezi, indiferent de domeniul în care lucrezi, pentru că este întotdeauna loc de mai bine. Și dacă ne dorim să trăim într-o lume mai bună, atunci trebuie să ne facem fiecare dintre noi bucățica noastră, partea noastră din ceea ce avem de făcut, să o facem cât mai bine. Și atunci închipuiți-vă atât de mulți oameni și atât de multe picături care și-ar face treaba bine, ce ar însemna la nivel global. Oh, ar însemna mult. Măcar să fie la nivel local. După aceea vedem la nivel global. Da. Cum spuneam, pentru mine educația este foarte importantă, de aceea am și continuat pregătirea mea academică și este adevărat, de curând am absolvit un master în administrarea afacerilor la Universitate din Statele Unite ale Americii și aș putea să spun că această experiență mi-a deschis noi perspective, fiind vorba despre o cultură educațională și antreprenorială diferită față de cea din România și care a adus câteva elemente de noutate în pregătirea mea profesională, dar și în dezvoltarea mea ca om, ca viziune despre viață, despre societate. Și despre afaceri? Și despre afaceri, bineînțeles. Eu am așa un spirit destul de antreprenorial și o atitudine proactivă în tot ceea ce privește viața și activitatea mea, dar această pregătire academică care are ca bază și experiența, pentru că, așa cum am spuneam, este un master dedicat persoanelor care sunt implicate în activitatea de conducere și în activitatea executivă din cadrul companiilor. Deci este o specializare dedicată profesioniștilor. Și pe care bănuiesc că această experiență o veți aplica și în firma respectivă. O aplic atât în Atlantis România, cât și în Academia de Artă Handmade București, cât și în toate celelalte proiecte în care sunt implicată. Pentru că, indiferent dacă este o companie, o corporație internațională, dacă este o societate românească, o mică afacere, toate sunt compuse din proiecte. Și atunci trebuie să vedem fiecare activitate ca pe un proiect și să știm să-i facem managementul corespunzător. Sunt și manageri de proiect și atunci organizez toate activitățile importante sub această formă, pentru că astfel, înțelegem care este mecanismul prin care putem să dezvoltăm proiectul respectiv, să-l implementăm și să-l măsurăm la final cu rezultate pe care ne dorim să le avem pozitive și eficiente în final. Pe de altă parte, da, este foarte bine ca
șeful să fie un om competent, să aibă studii, să se priceapă. Dar pe lângă acest șef ar trebui să fie și cei care aplică în cadrul organizației. Proiectul, când discutăm despre proiect și de management de proiect, discutăm automat și fără niciun dubiu de echipe. Nu este vorba doar despre un șef, da, trebuie să fie și un manager, dar discutăm despre echipe de oameni, da, care trebuie să fie implicați în proiectul respectiv și cu ajutorul cărora poți să atingi obiectivele proiectului respectiv. Și atunci, dacă este o prea mare diferență sau ar putea fi o prea mare diferență între pregătirea managerului general, cum sunteți dumneavoastră, și pregătirea celor cărora le spuneți și le detaliați anumite elemente ale proiectului? Nu se întâmplă acest lucru și o să vă explic de ce. Pentru că, cel puțin în cadrul companiei noastre, angajarea și promovarea se face pe criterii de competență, strict pe criterii de competență. Și atunci, fiecare om care este plasat într-o poziție, într-un anumit proiect, trebuie să dețină acele competențe. Trebuie să știe ce să facă. Trebuie să știe ce are de făcut, exact. Trebuie, nu putem să, vă dau un exemplu concret. Nu putem să dezvoltăm un proiect de energie, de exemplu, cu oameni care se pricep doar la comunicare. Da, sigur. Avem nevoie și de comunicare în acest proiect, da? Automat avem nevoie și de un specialist în acest sens, dar avem nevoie și de un specialist pe domeniul tehnic, pe inginerie, avem nevoie de proiectanți, avem nevoie de oameni care să știe să ulterior să facă mentenanță pentru proiect și așa mai departe. Deci, aș putea spune că nu se întâmplă în mediul privat aceste discrepanțe despre care vorbiți dumneavoastră. Pe de altă parte, știu că în ultima perioadă oamenii de afaceri, antreprenorii, s-au plâns de lipsa unor anumite competențe din partea celor pe care doresc să-i angajeze. Se simte o oarecare lipsă a forței de muncă în anumite domenii. Forță de muncă specializată. Știu că recent deja au început niște proiecte legate de anumite firme, companii care au mers în licee și își pregătesc viitorii angajați încă de pe băncile liceului ca să știe că există acele competențe de care ei au nevoie pentru că nu le găsesc în piață. Da, pentru că la nivelul sistemului educațional din România s-a întâmplat la un moment dat în istoria noastră recentă un eveniment care a generat aceste rezultate acum și anume desființarea învățământului profesional. Școala profesională tradițională așa cum o cunoșteam noi. Prin acest lucru s-a eliminat specializarea pe meserii. Ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Pe parcurs și mediul de afaceri este foarte implicat în această inițiativă, așa cum ați spus. Pe parcurs s-au încercat să găsească soluții și s-a dezvoltat sistemul de învățământ dual, care presupune această colaborare între instituțiile de învățământ și mediul privat pentru a pregăti încă din mediul din faza de liceu copiii, elevii pentru anumite meserii și prin OFA UGIR, așa cum spuneați noastră, și patronatele susțin această inițiativă și dorim să o dezvoltăm și mai mult tocmai pentru a trimite pe piața muncii absolvenți care să fie calificați și care să poată să ocupe anumite posturi care lipsesc din piață. Da. Dacă discutăm despre energie, că am amintit mai devreme, o să fim la un moment dat în situația în care nu vom mai avea electricieni. Pentru că nu putem să angajăm pe toate posturile doar ingineri. Sigur. Da? Avem nevoie de oameni care să știe să facă aceste operațiunile de bază. Dar glumind un pic, mai trebuie cineva să și muncească. Nu, să știți că și oamenii din posturile de execuție și de conducere muncesc foarte mult și eu știu. Dar oare asta nu se întâmplă din cauza faptului că salariile sunt foarte mici la noi în România și majoritatea oamenilor pricepuți, oamenilor care știu ce fac pe meseria respectivă, pleacă undeva în afară pentru bani mai mulți? Da, așa este. Însă vorbim și despre o îmbătrânire a forței de muncă. Spre exemplu, în domeniul energiei, comparativ cu alte domenii, vârsta
celor care lucrează este cu 7 ani mai avansată, media vârstei este cu 7 ani mai avansată decât în alte domenii. Da? Deci vom ajunge ca acești oameni să se retragă din câmpul muncii pentru că este momentul pentru dumnealor și nu vom avea cu cine să înlocuim. Pentru că și cei care ies de pe băncile liceului se duc și au nevoie de îndrumare din partea unui angajat sau unui specialist care este mai în vârstă și care îi poate învăța anumite lucruri pe care nu le învață în liceu, că nu poți să înveți totul în liceu. Erau pe vremuri acele școli de ucenici. Da, hai să spun asta... școli de ucenici, dar da. Când te plasezi într-o fabrică, într-un muncitor, când îl iei din liceu și îl plasezi într-o fabrică, are un ucenic, cum zici tu. Și atunci era mai bine, dar dacă ucenicii noștri se retrag sau ajung la vârsta de pensionare... Nu, nu, ucenicul este cel care merge să învețe meserie, maestrul este invers, cel care învață. Da. Tocmai acest aspect se rezolvă prin acest învățământ tehnic și dual care este deja în România și care necesită o mai multă aplicare și necesită să fie mai mult dezvoltat în funcție de regiuni și în funcție de cererea care și în funcție de dezvoltarea economică și a specificului de afaceri care se regăsește într-o zonă sau alta a țării. Tocmai acest lucru se întâmplă. Prin acest parteneriat între instituțiile de învățământ și firme, da, mediul de afaceri, copiii care aleg să meargă să urmeze această formă de învățământ au posibilitatea, dar nu doar că au posibilitatea și oportunitatea, este obligatoriu până la urmă, că așa funcționează modelul educațional, să meargă să facă practică, sunt plătiți, atenție, da. Deci nu muncesc voluntar, da? Să meargă să facă practică la locul de muncă, adică să aplice efectiv ceea ce au învățat teoretic, da? La locul de muncă. La să lucreze. Viitorul loc de muncă. Un câștig foarte mare. Și până la urmă, cred că este un model de succes acesta pe care trebuie să îl replicăm cât mai mult posibil, să atragem cât mai multe instituții de învățământ interesate și să atragem cât mai multe companii interesate în acest proces. Eu cred că ar mai fi o problemă la elevi. Deci companiile probabil că ar fi de acord sau probabil că ar veni către zona asta, pentru că, mă rog, au nevoie de forță de muncă. Dar cred că tinerii din ziua de astăzi sunt comozi. Hai să nu vorbim la modul mai, general. Tinerii. Unii tineri, unii tineri sunt mai comozi. Nu este vorba doar despre asta. Este vorba despre o cultură. La noi în România se crede că dacă mergi la o școală profesională înseamnă că nu vei avea acces la cea mai bună educație, să spunem așa, da? Și părinții în general își îndrumă copiii spre liceele teoretice, lasă mamă, du-te acolo, că ai pe urmă o grămadă de deschideri, o să faci facultăți și știu eu ce alte... Rușinea de a fi muncitor? Da. Ați punctat bine. Rușinea de a fi muncitor. Însă, cred că ar trebui să ne dăm seama că nu este nicio rușine în a munci. Da. Da? Deci nu este nicio rușine în a munci, atâta vreme cât îți faci treaba conștiincios și bine. Da. Da? Deci nu cred că este... Ar trebui să scăpăm de această meteahnă că este rușine să muncești sau că este rușine sau că nu este nevoie să înveți o meserie. Dar nu vine de la părinți? Ba da. Părinții cum să te întreabă... duci tu să fii electrician? Mamă, facultate. Tocmai, pornim, ne întoarcem la punctul de pornire al discuției noastre. Dacă noi vedem că avem copii care nu reușesc să ia nota 5 la examenul de evaluare națională, cum ne putem închipui că vor trece printr-un liceu teoretic și că vor ajunge să ia bacalaureatul? Lipsa valorilor, oare, la care să ne raportăm? Este vorba și despre lipsa valorilor. Inversarea valorilor. Pentru că, da, este un trend, să-i spunem, că toată lumea vrea să facă bani repede. Da, mulți și repede. Și ușor. Mulți repede și ușor, nu este nimic greșit în a face banii repede și ușor. Pentru că nu trebuie a avea succes, nu este egal cu a munci mult. Sau cu a munci până la epuizare, să fie clar. Trebuie să muncești eficient și inteligent. Da. Despre asta este vorba. Sigur. Dar ca să ajungi să fii eficient și să ai această inteligență în ceea ce faci, trebuie să treci printr-un proces de învățare înainte. Sigur că da. Trebuie să înveți niște
lucruri, niște... Și aici, vine educația, dincolo de educația academică, educația de acasă. Ce, 7 ani de acasă? Cultura familială. Cultura familială de la noi din țară. Care nu se regăsește doar la noi în țară, probabil că se mai găsește și în alte țări. Dar așa cum s-au inversat aceste valori, să spunem, după Revoluție, cred că se pot inversa sau reconverti sau, nu știu, transforma, dacă vreți, și aduce în atenție și ca prioritate valorile adevărate. Asta, da, dar avem aici, cel puțin destul de recent, există un mare pericol al importului de muncă, de forță de muncă. Pentru că sunt din țările asiatice foarte mulți muncitori care au venit în România, care muncesc foarte bine, fiind așa departe de casă, și care încet, încet vor lua locul celor care strâmbă din nas, a, nu mă duc să fac aia. Și vine celălalt. Nu știu dacă în domeniile de care vă ocupați dumneavoastră aveți această problemă, că n-am găsit un specialist în domeniu și atunci am adus un asiatic, ăla să pricepe și muncește. Sau neapărat într-un domeniu specializat. Da, poți să-i aduci și în construcții, acolo ca muncitor necalificat. Vroiam să dau ca exemplu domeniul construcțiilor, pentru că dezvoltăm proiecte de dezvoltare imobiliară și care au strictă legătură cu construcțiile, sunt în măsură să vorbesc, da. Dar nu este vorba neapărat de personal calificat, este vorba și despre muncitori necalificați, este vorba și despre personal calificat, pentru că și în construcții, ne întoarcem la meserii, ai nevoie de dulgheri, ai nevoie de zidari, ai nevoie de sudori, ai nevoie de electricieni, ai nevoie de instalatori, ai nevoie de multe meserii. Așa că oamenii care vin de peste hotare sunt atât specializați cât și nespecializați. Și dacă ne uităm puțin în urmă cu 20 de ani, același lucru făceau românii care nu găseau oportunități în România și au plecat peste hotare. Exact. Și așa au plecat pentru a găsi un trai mai bun. Așa și expații care vin la noi în țară acum, vin pentru că au oportunitatea să câștige mai mulți bani, să susțină familiile care au rămas acasă. Acesta este un efect al globalizării. Și poate să aibă niște implicații, să zicem, și la nivel cultural, însă eu zic că este loc pentru toată lumea pe piața muncii și în orice domeniu doriți dumneavoastră. Așa că dacă românii vor să se întoarcă acasă, au la ce să se întoarcă. Nu se pune problema că nu vor avea locuri de muncă. Din punctul meu de vedere, cel puțin, așa văd lucrurile. Locuri de muncă sunt, dar salariile sunt foarte mici față de ce câștigă ei în afară. Da. Asta este principal motiv pentru care pleacă sau pentru care nu se întorc. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, însă eu cred că o să asistăm la niște schimbări în ceea ce privește societatea și economia în general, pentru că pandemia a schimbat foarte mult comportamentul oamenilor și comportamentul de cumpărare și comportamentul de acasă și în companie și la locul de muncă și peste tot. Și cred că vom asista la niște schimbări majore care sunt deja în fază incipientă, da? Și inflația generată atât de COVID, cât și de războiul din Ucraina și de alți factori economici care s-au întâmplat la nivel global, a făcut ca această putere de cumpărare pe care, să zicem că românii o resimțeau în țările în care s-au dus cu salariile respective, nu o mai resimt atât de mult acum. M-am întors de gen din Statele Unite ale Americii. Știți că în urmă cu câțiva ani se spunea, trebuie să-ți cumperi tehnologie din Statele Unite că este mai ieftină, sau îți cumperi haine că sunt mult mai ieftine acolo. Vreau să vă spun că nu mai este așa. Da? Viața este foarte scumpă și acolo. Prețurile au crescut peste tot în lume. Și nu doar în inflație... raportat la salariile lor, o fi viața scumpă, dar raportat la salariile medii? Dacă discutăm despre o inflație de 15-20% și o creștere salarială de 5%, este clar că nu se acoperă. Da? Deci creșterea salarială, creșterea economică, nu are cum să susțină creșterea inflației. Sigur. Pentru că este foarte accelerat ritmul. Era o vorbă pe vremuri, că, o glumă. Cum te afectează pe tine faptul că s-a scumpit? Nu mai fac vacanța în Dubai.
Eu fac pe Coasta de Azuri. Adică, deși poate fi nivelul ăsta, da, s-a scumpit, dar nivelul rămâne totul sus. Nu, eu cred că nu e ca să discutăm despre produse de lux, cum ar fi vacanțele, nu știu, în anumite țări. Majoritatea oamenilor nu se duc în acea zonă. Cei care își permiteau să-și facă vacanțele, nu știu, pe Coasta de Azur, la hoteluri de, sau în Dubai, la hotelul de 7 stele, între ghilimele, că nu există clasificarea efectivă, își vor permite și după pandemie. Adică cred că au avut destul de economii încât să susțină. Sau poate vor fi unii mult mai cumpătați care se vor gândi că în loc să cheltuie pe acele servicii de lux, poate vor iniția niște acțiuni caritabile cu care să susțină copii sau mediul defavorizat. Dar mediul privat din România își permite să plătească salarii comparabile cu cele de afară? Sunt companii care își permit și companii care nu își permit. Pentru că este vorba despre specificul activității. Dacă firma ta produce, are o cifră de afaceri de milioane de euro, eu vorbesc acum despre filozofia care se aplică în compania noastră. Rezultatele sunt obținute de către oameni, da? Inclusiv cele financiare. Dacă oamenii tăi produc suficient de mult încât să permită companiei să le ofere salarii mai mari, acestea se vor oferi. Dacă nu, atunci nici compania nu are de unde să plătească salariile respective. Da. Credeți că bonusurile trimestriale ar fi o soluție pentru a atrage? Sunt o soluție și sunt o practică pe piața muncii, sigur că da. Da? Da, sunt... Bonusurile extrasalariale. Extrasalariale, Sunt bonurile trimestriale, sunt bonusuri anuale. Bine, pentru că bonusurile de performanță, asta e clar că bonusurile de performanță există și sunt... Aceste bonusuri sunt strict corelate cu performanța. Pentru că nu pot să... Chiar dacă eu ca și companie realizez o cifră de afaceri mare și am un profit care să-mi permită niște creșteri salariale, aceste resurse le voi aloca către oamenii care au contribuit la rezultatul respectiv. Performanță. La performanță, evident, da? Pentru că... Bine, mai sunt acces la sală. Da, la sală, la... Și diverse alte facilități. Medicină privată sau la... Da, da, aceste servicii sau asigurare. Care... Asigurare privată, da. Aceste servicii care sunt îndreptate către bunăstarea salariatului și care sunt foarte binevenite pentru că arată nivelul de preocupare al angajatorului față de viața și sănătatea și securitatea angajatului. Da. Dacă ar fi, a spus la un moment dat, prin absurd, să vină toți românii care lucrează în afară, pe competențele lor, nu știu, învățate acolo, pentru că de multe ori se duc acolo și n-au nicio legătură cu ceea ce au învățat în țară. Oare cât ar putea să absorbă? Piața muncii să absorbă. Eu cred că aici ar trebui să discutăm și despre niște instrumente și politici de stat. Nu este suficient ca acest lucru să se întâmple doar prin implicarea mediului privat. Și Uniunea Europeană susține, prin programe și proiecte europene, susține cu resurse financiare această mișcare, da? Și care conduce până la urmă la o dezvoltare economică a țării respective. Sigur. Deci se pot întâmpla lucruri, dar nu cred că este cazul să generalizăm că se vor întoarce toți, pentru că nu sunt se vor întoarce toți. Acolo. Sunt oameni care s-au stabilit acolo, sunt oameni da, care s-au regăsit deja. Familii care s-au regăsit mult mai bine în mediul social și în mediul cultural de acolo și care nu intenționează să se întoarcă. A spus un lucru interesant, mediul cultural. Cât de mult contează acest lucru pentru un român care se duce în altă parte și primește un salariu până la cer? Dar e nefericit. Da. Contează foarte mult. Contează foarte mult și aceștia sunt oamenii care se întorc primii, dacă mă întrebați pe mine. Chiar dacă au acolo salariul de 15 ori mai mare decât în țară. Să știți că bunăstarea, da, nu se reduce la bani, la suma din cont. Bunăstarea este, să zicem, un concept care înglobează mai multe lucruri.
Și această stare de bine nu ți este dată doar de confortul financiar. Am cunoscut și țin minte foarte bine, la un moment dat, în criza din 2009, am cunoscut o familie de oameni extraordinari, profesioniști în România, care își cumpăraseră un apartament destul de scumpuț într-un complex rezidențial din nordul Bucureștiului, pe care îl dezvoltam la momentul respectiv. A venit criza, le-au scăzut salariile, a venit acea scureaua la momentul respectiv, au scăzut salariile 25% pensiile, în mediul de stat și așa mai departe. Și vreau să vă spun că m-am reîntâlnit cu ei după o anumită perioadă de timp și mi-au spus, ne-a fost foarte greu, pentru că a trebuit să împrumutăm bani de la părinți ca să ne permitem să plătim rata pe care o aveam pentru apartament, însă am fost fericiți, chiar dacă am mâncat pâine cu ceapă, între ghilimele, noi am fost fericiți, pentru că ne era bine în casa noastră, în familia noastră. Este foarte greu să pleci departe de casă, de familie, de ceea ce știi tu, de valorile cu care ești tu obișnuit, de cultura în care ești învățat să trăiești. Pentru că aceste diferențe culturale, la un moment dat, pot să fie foarte mari. Și poți să, spre exemplu, sunt țări și sunt culturi în care prietenia, relațiile personale nu sunt foarte mult valorizate. Da, și mergi acolo și te regăsești, singur. Te trezești că ești singur. Da. Singur pe lume. Adevărat, efectiv, da? Adevărat. Mergi la serviciu, petreci acolo 8 ore, 9 ore, cât petreci, după care pleci acasă și nu ai cu cine să vorbești. Da. Deci este foarte greu. Sigur. Povestea un... Și ei între ei sunt foarte rici, adică nu doar... Da, ei sunt obișnuiți. Deci asta e cultura lor. Da. Spunea la un moment dat un fost ministru al turismului că faptul că românii noștri pleacă în acest domeniu al turismului și lucrează la marile hoteluri din afară, în momentul când vor veni, vor schimba și mentalitățile de aici. Și tot așteptăm să schimbe aceste mentalități de aici cu ceea ce aduc din afară, adică o mai multă seriozitate. Au mai multă deschidere către servicii oferite clienților, pentru că mai ales în acest domeniu al ospitalității, dar în orice domeniu în care vorbim despre servicii, este foarte importantă deschiderea către client. Felul în care gestionezi relația cu clienții tăi, pentru că este... Și apropo de diferențe culturale, eu am sesizat o diferență, să spunem, la nivelul atitudinii însoțitorilor de bord din avion. Am călătorit acum cu o companie americană și am călătorit și cu companii europene. Da? Vreau să vă spun că americanii au așa un fel al lor de a zâmbi, de a fi calmi. De a fi, este școală. De a fi drăguți, da. Știți? De a fi amabili, da? Deci, noi europenii avem un stil mai rece, mai distant. Nu știu, mai rece sau mai popular? Nu. Este un stil mai rece și mai distant. Există un studiu, se numește Ofsted, care studiază relația aceasta dintre distanța la nivel instituțional, cultură, implicare... Solicitudine. Exact. Sunt mai mulți parametri acolo care sunt măsurați și americanii, adică și la nivel științific, fiind doar așa că a fost o percepție a mea personală, americanii sunt mult mai deschiși către aceste relații interumane și între... a fi amabil fără a dezvolta o prietenie neapărat. Școala. Și fără a aștepta ceva în schimb. Da. Este un mod al lor de a fi. Da, este și modul al lor de a fi, pentru că era, mi se pare, un serialul Beverly Hills, ceva cu viața studentă de elevilor, și au încercat, deci american, unde relațiile între elevi și profesori sunt de un anume tip, bazat exact pe deschidere, și au încercat și... europenii, nu știu, parcă italienii să facă ceva similar și de la primele filmări au apărut bisericuțele. Păi stai că fata e cu mine, ceea ce la american nu este, este acea deschidere de lucru. Dom'le, aici lucrăm, aici facem. De echipă, de colectivitate. Exact, lucru în echipă. Care în foarte multe țări din Europa de inclusiv fapt... la noi se transformă în păi stai, noi facem aici gașca asta, voi faceți acolo și după aia vedem cum ne unim sau dacă ne unim.
Nu știu cum este, cum vedeți dumneavoastră ca antreprenor și cunoscând stilurile de lucru. Eu pot să vă spun că sunt mulți români care au avut acces la învățământ în străinătate și care au venit cu niște lucruri pe care le-au învățat de acolo și pe care le-au aplicat și aici în România. Sunt profesori care, foarte mulți profesori, inclusiv din mediul academic acum în România, au studii în străinătate și au avut posibilitatea să observe și să-și însușească aceste valori. Eu nu spun că tot ceea ce se întâmplă în străinătate este bine și că ar trebui să importăm și noi, pentru că sunt lucruri care poate că nu se pot adapta la stilul nostru și nici nu este nevoie. Sau nu sunt bune pentru noi, da. Însă, cele care fac bine societății noastre, eu zic că au început să fie aduse și că și noi regăsim în ziua de astăzi și în la serviciu și în alte contexte personale, găsim oameni care au o altă deschidere și o altă viziune decât cea tradițională pe care o cunoaștem noi din familie. Dar cum percep cei care sunt în țară ceea ce aduc cei care vin din afară? Adică nu e ideea, stai cu nasul pe sus. Ai venit tu în afară să îmi spui mie ce să fac. Să mă vezi pe mine ce să fac. Poate să existe și această percepție, nu spun că nu ar putea să existe, însă cred că atâta vreme cât lucrurile sunt integrate cu echilibru. Și nu impuse cu forță. Și nu impuse cu forța și prin puterea exemplului personal. Cred că sunt depășite și aceste bariere de... Știți cum este schimbarea? Este procesul, este demonstrat științifică. Schimbarea este procesul la care omul opune cea mai mare rezistență. Da. Da? Da. Și atunci, de fiecare dată când apare ceva nou... Dincolo de curiozitate, când apare ceva nou, este perceput ca a fi respins. Dar așa cum spuneam, cu răbdare, cu perseverență, cu echilibru și mai ales prin puterea exemplului personal, putem să depășim această barieră și putem să facem schimbare. Și pentru că, mă rog, pentru a rămâne în acest domeniu al afacerilor, dacă tot ne-am apucat de vorbă, să vorbim puțin și despre femeile de afaceri. Ce diferă? Cum fac? Adică e o diferență între modul în care femeile fac afaceri și bărbații fac afaceri? Eu nu aș spune că este o diferență între la acest nivel în care fac femeile sau bărbații afaceri. Eu aș spune că femeile și bărbații, așa ca oameni, da, au fost lăsați să se completeze unul pe celălalt. Și că rolul femeii în societate este unul foarte important și ar trebui să fie promovat și să fie adus la acest nivel de importanță pe care îl are femeia într-adevăr. Și dacă mă întrebați care ar fi diferența, diferența este de viziune, diferența este de percepție, diferența este de emoție. Faptul că femeile văd și detaliile sau nu știu. Faptul că femeile sunt, dacă vreți, mult mai meticuloase decât bărbații. Femeile sunt mai empatice decât bărbații. Mai emotive? Nu mai emotive, mai empatice, am spus. Da? Că și bărbații pot să plângă. Și bărbații plâng câteodată. Câteodată, exact, da. Nu este vorba despre emotivitate. Pentru că nu trebuie să ne lăsăm dominați de emoții, mai ales în afaceri. În sensul bun, în sensul bun al cuvântului. Empatie. Empatie. Aceasta este, empatie. Și da, acestea ar fi diferențele și dacă ar exista această combinație, să spunem, a valorilor cu care poate să, a plus valorilor cu care poate să vină femeia, în concordanță cu a plus valorilor cu care poate să vină bărbatul, atunci societatea s-ar dezvolta într-un ritm mult mai echilibrat și probabil că am avea cu toții de câștigat din acest proces. Ce promovați sau cum promovați aceste principii în asociația organizației femeilor antreprenori din UGIR? Deci nu este o asociație, să facem o organizație. O diferențiere care este foarte importantă aici, atât la nivel legislativ, nu, dar este important atât la nivel legislativ cât și ca impact a ceea ce vorbim noi acum. Deci Organizația Femeilor Antreprenori din UGIR este o organizație patronală, da? Nu este un ONG.
Da? Și atunci activitățile pe care le desfășoară această organizație patronală, da, sunt limitate oarecum de spectrul legii care ei se supune. Dar ce urmărim noi în primul și în primul rând prin Organizația Femeilor Antreprenori din UGIR este să creștem rolul, da, importanța rolului femeii în dezvoltarea societății românești. Despre asta este vorba. Pentru că femeia poate să fie implicată atât în organizare, atât în execuție, atât în conducere, la toate nivelurile poate să fie implicată și în toate activitățile și în toate domeniile. Doar că nu se întâmplă acest lucru. Femeia nu este promovată așa cum ar trebui să fie în toate aceste domenii. Și dacă ne uităm doar la reprezentativitate politică, de exemplu, da, observăm că în Parlamentul României doar 18% dintre doamnele senatori sau deputați sunt femei. Da? Nu sunt pe listă sau nu au fost alese de alegători? Păi haideți să ne întoarcem la sistemul electoral. Eu aș alege, dar dacă nu e pe listă? Păi nu, stați puțin. Dacă este pe listă și este la coada listei, pentru că înainte aici 20 de bărbați, da, și partidul respectiv a obținut nu știu câte locuri în Parlament, care toate sunt ocupate de bărbați, da? Unde am promovat femeia? Și mai intră și competențele aici. Pe listă. Pe liste. Că poate femeia de pe listă de la sfârșit este mai competentă decât majoritatea bărbaților care sunt în față. Este foarte posibil și acest lucru. Fără să spunem că bărbații respectiv poate nu ar fi fost competenți. Nu. Este vorba despre egalitatea de gen și egalitatea de șanse pe care trebuie să o înțelegem și pe care trebuie să o implementăm în toate structurile noastre din România, da? Nu vreau să mergem în zona în care să criticăm sau să spunem că femeile sunt mai deștepte decât bărbații sau bărbații sunt incompetenți sau altceva de genul. Da, dar eu am o vorbă și spun că lupta femeilor pentru egalitatea cu bărbații înseamnă, de fapt, să renunțe la superioritatea lor. Nu cred că aveți dreptate, dar aveți dreptul la o părere personală, evident. Da. Nu, eu aș spune că ar trebui să fie recunoscut acest rol și această importanță a femeii în societate, în economie, în politică, în educație. Pentru că ar trebui să avem oarecum o schimbare de cultură și de percepție, da? Că societatea, știința, tehnologia, tot ce vreți dumneavoastră au evoluat, da? Nu mai suntem ca în urmă cu 120-150 de ani, când femeia nu avea acces la educație, de exemplu. Da? Sunt multe țări unde chiar nu are acces. Unde nici acum nu are acces la educație, da. Dar vorbim despre România, da? Cum spuneam, suntem părticele, să ne facem fiecare bucățica noastră și dacă ne-am face toți treaba, lucrurile ar fi mult mai bine pentru toată lumea. În România femeile au acces la educație, da? Acum. Și au competențe, dobândesc competențe și demonstrează, prin rezultate demonstrează că sunt capabile să facă lucruri foarte bune. Dar nu sunt promovate în funcțiile de conducere. Nu sunt promovate în aceste sisteme de reprezentativitate politică, dacă vreți. Și aici, pentru asta milităm noi, Organizația Femeilor Antreprenori din UGIR, milităm pentru a atrage atenția și pentru a conștientiza opinia publică cu privire la importanța rolului femeii în societate. Și să fie devină și istoria noastră, pentru că din moș strămoș la noi este acea idee. Femeia se ocupă de casă, de familie și bărbatul... Dar această concepție nu este doar la noi. Vine din istoria omenirii până la urmă, dacă bărbatul mergea să vâneze, să aducă hrană și femeia stă acasă și o gătea. Da? Eu nu spun acum că femeile pot să facă absolut tot ce fac bărbații, că nici bărbații nu pot să facă absolut tot ce fac femeile, da, ca să ne înțelegem. Da. Dar eu spun că există această completare. Da? Și apropo de ce spuneați cu listele electorale și cu competențe, dacă ne-am dori într-adevăr să existe această egalitate de șanse, atunci am merge pe sistemul fermoar. Da? Am o poziție pentru bărbat, o poziție pentru femeie, o poziție pentru bărbat, o poziție pentru femeie. Da? Și atunci dacă eu am 20 de candidați pe listă și am obținut doar 10 locuri, înseamnă că am 5 bărbați și 5 femei. 5 femei, sigur. Da? Sigur.
Deci există mecanisme. Există mecanisme prin care se poate atinge, se pot atinge obiective de a crește rolul femeii în societate, doar că trebuie să existe și voință pentru a fi implementată. Și mai este încă o chestie. Ar trebui să nu mai existe relațiile. Bine, relațiile pot fi și pot avantaja și anumite femei relațiile. Păi, nu numai da. Bărbați. Păi știi care e ideea? Că pot fi doamne care nu sunt competente pe postul respectiv, dar sunt promovate. Care sunt promovate de anumite alte persoane. Și sunt persoane, doamne, care sunt competente pentru postul respectiv, dar nu sunt promovate și nu au acces la acel post. Da, același lucru se întâmplă și pentru domni. Deci nu, nu mi se pare relevant pentru discuție. Da. Dar cred că... Și până la urmă, ce ar trebui să facem noi ca, nu știu, omul de rând? Lăsăm la o parte, partea politică, vârfurile, mediul de afaceri, omul de rând, ce ar trebui să facă pentru a vedea sau, nu știu, a... Omul de rând să iasă la vot și să și să voteze, să voteze omul. Discutam despre Parlament, da? Dar dacă ne mergem în zona administrativă, observăm și mai puține femei în funcții de primar. Da. Da, da. Deci... Totuși aici se alege pe om, nu e pe listă de partid, dar e o singură persoană. Și atunci dacă se bate o femeie cu un bărbat, aici alegătorii decid. Da, aici alegătorii decid. Nu e pe listă aici să zicem că putem să vorbim și despre ceea ce își doresc femeile. Da? Pentru că nu putem să obligăm pe nimeni să vrea să facă ceva, da? Dacă femeia vrea să stea acasă 2 ani de zile să-și crească copilul, este foarte bine că vrea acest lucru. Nu putem noi să venim acum să spunem nu, du-te, întoarce-te mai devreme la serviciu sau... Nu, este deci absolut minunat. Pentru că și înainte de publicitate, eu am cunoscut idei de genul nu angajez o femeie pentru că mâine, poi mâine se mărită, rămâne însărcinată și nu mai vine la muncă. Este un exemplu clasic de discriminare. Da? Da. Păi, da. Păi și tocmai pentru asta luptăm. Tocmai pentru asta luptăm și OFAUGIR și alte organizații patronale, sindicale, ONG-uri. Tocmai despre asta este vorba. Să eliminăm aceste stereotipuri și aceste discriminări care se întâmplă, din păcate. Încă se întâmplă. Păi de asta venisem la ideea de ce face omul de rând, pentru că de aici ar trebui să fie o schimbare a culturii pe care am moștenit-o, adică de aici din familie, pentru că dacă până la urmă familia este aceeași care era și acum 50 de ani și bărbatul spune, păi tu poți să te duci să faci ce vrei tu, dar te ocupi și de casă și de gospodărie și de copii și de toți, să te văd dacă ai timp. Dar de ce ne putem ocupa împreună? Păi asta zic, de aici trebuie pornit. De ce ne împărțim sarcinile? De aici trebuie pornit. Pentru că avem nevoie de niște modele, avem nevoie de niște exemple de bune practici și aceste lucruri nu se întâmplă decât dacă le promovăm, dacă le arătăm, dacă le comunicăm, iar din punctul meu de vedere, această schimbare trebuie să vină de sus în jos. Da, deci de la vârf, sigur. Să permitem să creăm aceste politici sociale care să permită promovarea femeii, da? Ca ele să fie adoptate și în celula societății care este familia. Da, frumos. Să revenim cu alte sau continuăm această temă, vedem și după publicitate.
În studio suntem alături de doamna Mioara Iovciulescu și pentru că am prezentat la început multiplele calități ale domniei sale, ar fi momentul să vorbim și despre Academia de Artă Handmade. Sunteți președinta acestei Academii de Artă și spuneam că fiecare dintre domeniile pe care le-am abordat și în prima parte, și educație și rolul femei în societate și femeia de afaceri, ar fi putut să țină câte o emisiune. Acum încercăm să surprindem elementele importante ale acestei pasiuni până la urmă? Da. Artă, pasiune. Da, arta este o pasiune, dar mă bucur că am condus discuția și către teme mai frumoase. Da. Da, pentru mine arta handmade este o pasiune. Am început să creez diverse obiecte cu tehnici de lucru manuale încă din 2019, deci înainte de pandemie. Mi-a plăcut, am învățat. Am fost la cursuri și am învățat mai multe tehnici, le-am aplicat, am dezvoltat un mic business în acest sens, am interacționat cu comunități de artiști și artizani din România și din afară, am văzut cam care este nivelul de organizare la nivel de breazlă și mi-am dat seama că aici este loc de mai bine și de mai mult și atunci am constituit în aprilie 2021 această asociație, Academia de Artă Handmade București, care are ca scop promovarea și dezvoltarea artei handmade din România și a artiștilor și artizanilor români. Cum este România față de celelalte țări din punctul acesta de vedere? România are ce să arate. Românii sunt oameni foarte talentați și nu mă laud că sunt eu româncă și nu am niciun interes să laud așa cu vorbe goale, dar vă spun, din ceea ce îmi transmit și mie oamenii cu care interacționez din afară, inclusiv în mediul de afaceri sau în interes personal, în relații amicale, oamenii străini apreciază foarte mult ceea ce văd în România la acest nivel de artă handmade și ca să validăm și să arătăm care este aprecierea noastră ca și breazlă față de colegii noștri care realizează obiecte la nivel de artă, am chiar din anul în care ne-am înființat, organizăm concursul Handmade Artă cu Suflet. Este un concurs anual pe care îl organizăm la nivel național, la care se pot înscrie toți artiștii și artizanii care își desfășoară activitatea în România, cu opere lucrate de ei și cele mai frumoase, cele mai creative, cele mai complexe dintre ele sunt premiate, evident. Și avem anul juriu. Acesta? Și anul acesta concursul este chiar în curs de desfășurare în momentul în care vorbim noi. Scrierile sunt încă deschise pentru concurs. Sunt deschise și în luna mai. Avem 5 secțiuni de concurs, decorațiuni. Deci până la sfârșitul lunii? Până la sfârșitul lunii mai, da. Inițial termenul de înscriere a fost 15 mai, dar am decis să îl prelungim pentru că a fost și perioada cu sărbătorile, oamenii au fost mai puțin preocupați de partea aceasta de creativitate, au fost aplicați către activități cu familiile. Deci se mai poate și atunci, săptămâna viitoare? Sigur că da, am decis să prelungim înscrierile ca să dăm posibilitatea cât mai multor colegi să se înscrie la concurs. Din experiența anilor trecuți am observat că am primit cereri de înscriere și după ce am închis procesul și evident că n-am mai putut să acceptăm pentru că odată este un regulament și dacă am decis că s-au închis înscrierile, au fost înscrise. Pentru și că meritau lucrările acelea? Cu siguranță, cum să nu merite? Meritau să fie văzute, să fie promovate, sigur că meritau. Oamenii, să știți că oamenii sunt foarte conștienți. Chiar dacă această artă handmade este pentru foarte mulți o îndelenicire pe care o practică ca pe un hobby, este o pasiune, nu și-au făcut o afacere din asta. Unii și-au făcut, într-adevăr. Dar chiar dacă este la acest nivel de hobby și de activitate recreativă, oamenii sunt foarte conștienți de rezultatul muncilor. Pentru că nu tot ceea ce facem noi acasă sau facem ca să ne relaxăm are această valoare de obiect de artă. Însă tocmai asta este și obiectivul concursului nostru, să scoatem în evidență pe aceia dintre noi care aduc
lucru manual la nivel de artă și să promovăm obiectele, rezultatul muncilor. Și o să vă spun cum facem acest lucru. Obiectele care sunt premiate, și o să vă explic care este și procesul de jurizare, pentru că avem jurii de specialitate la fiecare secțiune în parte, care selectează un câștigător al Marelui Premiu al Juriului, care califică anumite lucrări în etapa finală, iar în această etapă finală publicul decide. Ok, deci permitem publicului să voteze online lucrările respective, cea care are cele mai multe voturi. Aici este adevărat că procesul este subiectiv, pentru că pot să fie oameni care să-l cunoască pe artistul respectiv sau pe artizan să vrea să-l voteze, însă am observat că totuși acest subiectivism scade. De la un an la altul scade mai mult, pentru că dacă votează o lucrare pentru că te votez că mi-ești prieten, va vota și o lucrare unde nu cunoaște artistul, dar îi place. Da. Este pe gustul lui. Se poate vota multiplu. Da. Oamenii își pot da vot multiplu, sigur că da. Nu este nicio restricție din acest punct de vedere. Dar ce vreau să vă spun, nu că nu este bună, că spuneați dumneavoastră, votează și lucrarea care este bună. Lucrările care se califică sunt bune. V-am spus că este un juriu de specialitate, se face o selecție și la fiecare secțiune avem maxim 10 lucrări care se califică în finală. Da? Deci, secțiunile sunt decorațiuni, pictură, modă, bijuterii și jucării. Și de pildă, dacă vine un olar, nu poate participa? Cum să nu poată participa? Păi, un olar se încadrează în... Face decorațiuni, cum? Cum să nu se încadreze? Păi face o statuetă, face o vază, face e o decorațiune. Da. Tradițiile noastre, cum sunt în arta handmade? Tradițiile noastre din Moș Strămoș? Tradițiile noastre din Moș Strămoș, aș putea să spun că sunt încă reprezentate, la un nivel mai mic, dar există. Însă arta handmade astăzi și tehnicile care pot fi folosite astăzi sunt mult mai vaste. Materialele care se pot folosi sunt diferite. Au apărut materiale noi, care nu existau acum 100 de ani. Au apărut tehnici noi. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, societatea a evoluat, știința, tehnica au evoluat și ne permit să folosim mai multe resurse în acest moment. De război de țesut mai are căutare? Doamne, da. Ce amintire am cu războiul de țesut. Vreau să vă spun că sunt încă doamne și domni care folosesc războiul de țesut în România și încă mai țes covoare sau țes semne de carte sau țes genți sau țes alte obiecte care să aibă aplicabilitate și utilitate în ziua de astăzi. Da, sau cum era fusul. Da, făceai fusul. Torsul lânii, da. Acum lâna poate fi folosită și toarsă, că încă se mai croșetează cu fir de lână sau și cu alte fire, evident. Dar acum există și alte tehnici care existau și atunci, bineînțeles. Împăslirea, de exemplu, cu acul. Da. Și cu asta se fac niște tablouri extraordinare. Sau se fac eșarfe, sau se fac haine. Haine, da. Da. Gobleluri. Deci, goblenul, da. Altă tehnică, da. Este încă folosit. Sigur că da. Cum se numește? Croșetatul. Macrameul este încă folosit. Și ce se întâmplă cu cele selectate? Nu neapărat cu cele care câștigă locul întâi. Da, cele selectate din start sunt câștigătoare, pentru că oricum toți cei care se înscriu primesc diplomă. Clar, de participare sau un premiu, o mențiune, un premiu, da? Deci toată lumea. Cu operele care sunt câștigătoare, da? Unele dintre ele au intrat în patrimoniul Academiei de Artă Handmade. Și de ce am luat hotărârea să constituim un patrimoniu al Academiei, format din obiecte de artă? Pentru că dorim să înființăm un muzeu de artă handmade. Oh, super! Acest muzeu de artă handmade nu este un muzeu de tradiții populare. Da? Este un muzeu care să înglobeze atât tradițiile cât și modernitatea. Este un muzeu care să facă o istorie.
Nu, care să facă o istorie a ceea ce a însemnat artă handmade în România de acum 150 de ani și până în prezent. Și primele obiecte pe care le-am primit în patrimoniul Academiei au fost două costume populare tradiționale, autentice, din zona Olteniei, care au o vechime de peste 150 de ani. Wow. Cu ce am venit ulterior? Am venit cu tablouri noi, pictate de către colegii actuali. Am venit cu alte decorațiuni. Spre exemplu, avem un copacul vieții. Da, este lucrat de către o colegă de-a noastră de la Baia Mare. Este un copac mare, da, care are peste 1000 de pietre semiprețioase. Wow. Da. Interesant și plăcut. Da, e interesant, dar nu mă gândeam la partea comercială. Adică cel care a câștigat poate folosi renumele, să spună, câștigător al premiului, nu știu care. Bineînțeles, dar și noi îl promovăm. Și noi îl promovăm. Iar aceste lucrări... poate să-și vândă lucrările? Sigur că da. Noi nu, concursul se desfășoară doar online. Deci oamenii participă cu o fotografie a obiectului respectiv. Poate că l-a vândut deja, poate nu mai este în patrimoniul lui. Dar a lucrat ceva deosebit. Dar nu poate fi photoshopată vrea... poza? Nu, pentru că îți dai seama. Îți dai seama de lucrare, dacă este făcută manual. Nu, nu. Și să știți că aceste obiecte, dincolo de faptul că arată într-un fel fizic, ele înglobează o parte din sufletul artistului. Deci, nu e cum să... De foarte multe ori, frumusețea lor nici nu este redată prin poză. Deci, am sesizat direcția în care doreați să mergeți cu discuția, dar nu, din punctul meu de vedere, nu cred că este posibil. Iar lucrările câștigătoare, da, dacă se mai află încă în posesia artistului, pot fi expuse în cadrul expozițiilor fizice pe care noi le organizăm în fiecare an. În acest moment avem expoziția Nobles, care se desfășoară la Camera de Comerț și Industrie Prahova. În octombrie avem deja programată expoziția Tradiție și Modernitate, care se va desfășura la Casa Ilia din București. Deci, da, promovăm, iar ne bucurăm ca oamenii să se promoveze folosind inclusiv acest premiu și această afiliere a lor la Academia de Artă Handmade București. Pentru că despre asta este vorba, asta este scopul, să-i promovăm și pe ei și arta lor. Aveți și oameni care au trecut de la pasiune la... afacere? Business. Creator de modă? Nu, la, din punct de vedere al competenței, ca să folosesc un termen acum. Deci aveam o pasiune să fac rochițe și nu știu ce și iată m-am ajuns deja la un nivel de creator de modă. Deja fac, umplu săli cu creațiile mele, fac prezentări de modă. Dar noi facem, noi organizăm prezentări de modă în cadrul expozițiilor pe care le facem. Avem mai multe evenimente pe care le integrăm în aceste expoziții. Nu sunt doar expoziții clasice ca la muzeu, dar așa pornim. Însă în timpul expoziției organizăm diferite evenimente, printre care inclusiv prezentări de modă, fashion show-uri, în care prezentăm bijuteriile, pentru că sunt niște bijuterii fabuloase care sunt create pentru o expoziție sau care sunt înscrise în concursuri. Prezentăm colecții de modă. Avem colegi care tricotează folosind diferite tehnici, nu doar tricotajul tradițional pe care îl cunoaștem noi. Sunt mult mai multe tehnici. Irish crochet, de exemplu, se creează o dantelă absolut deosebită, croșetată, și care creează piese vestimentare deosebite. Deci, da. Ce meserii au la bază performerii? Spre exemplu, doamna care, despre care vă spuneam că lucrează cu această tehnică Irish crochet și face niște piese absolut deosebite, este profesoară de chimie la Băilești. Ah, frumos. Și vin și oameni din mediul, sau provin din mediul rural, care au crescut acolo, la ei, la țară, și au toate, așa zisele, da, tehnici. Poate că pentru ei, în momentul acela, nu era vorba de o tehnică. Dom'le, așa știu să fac. Că sigur așa am învățat, da, de la bunicu. Sigur că da. Sunt oameni care provin din toate mediile sociale, care provin din mediul urban sau din mediul rural, care au studii superioare sau care nu au studii superioare, care sunt încă activi în câmpul muncii sau care sunt la pensie. Am întâlnit mulți
multe colege care s-au aplecat către acest lucru manual în timpul creșterii copilului. Deci, tinere. Sau în timpul pandemiei. Sau în timpul pandemiei, nu știu, aici pentru mine asta nu este o statistică, nu este o statistică, dar poate că da. Ideea de lucru de acasă, că tot eram învățați, apropo de mediul de afaceri ce am vorbit înainte de publicitate, nu, dar lucru de acasă. Acest lucru manual, această artă handmade, este făcută pentru a-ți da o stare de bine, pentru a te relaxa, pentru a face ceva ce-ți place și pentru a-ți da acea satisfacție că la final, când termini, te bucuri de rezultatul muncii tale, al mâinilor tale, efectiv. Știți că de foarte multe ori lucrăm cu mintea. Da, lucrăm de acasă, multe activități în pandemie de acasă au fost pentru cei care lucrau cu mintea, cu calculatorul. Cei care trebuiau să fie prezenți în fabrică n-au putut să lucreze de acasă sau în uzină. Au trebuit să fie acolo, la locul de muncă, da? N-am fi avut electricitate dacă angajații de la companiile furnizoare nu mergeau la serviciu, da? Deci aveți exemple de lucrări, nu știu să vă spun, să vă fi spus autorul respectiv, am lucrat un an de zile la, adică da? Lucruri atât de laborioase, atât de elaborate, încât să dureze, nu știu, luni da? De zile. Da, da, există. Spre exemplu, un sacou croșetat, da? Durează, execuția lui durează între 3 și 4 luni. Da? Da. N-am văzut niciodată cum arată un... Îmi pare rău că nu m-am îmbrăcat astăzi. Data viitoare, dacă vreți să discutăm mai mult, să dezvoltăm mai mult acest subiect, o să vin, poate o să aduc și două manechine să și expunem. Da, ziceam de studii și ce învață fiecare, dar talentul nu se învață la școală. Talentul nu se învață la școală, este adevărat, însă anumite tehnici se pot învăța și se pot deprinde niște abilități cu care omul să poată să practice lucru manual și să aibă și rezultate foarte frumoase. Dacă discutăm despre desen și pictură, atunci da. Nu, deși tehnica de desen poate fi învățată. Da? Nu trebuie neapărat să faci portrete. Da? Poți să faci pictură abstractă. Poți să fii Picasso. Poți să fii Picasso. Desen tehnic. Tehnic, da? Da. Așa cum spuneam. Dar acum există materiale noi, cum este rășina epoxidică, de exemplu. Bine, îți trebuie și un pic de creativitate, că nu poți doar să, ok, ai luat un pix, e un pix albastru, da, ok, și... îți trebuie un pic de creativitate. Modelul, ceva aparte. Să ai o viziune, da? Să îți... O metaforă. Să fie ceva. Să fie ceva artistic până la urmă, da? Despre asta este vorba. Că și dacă e materialul sau dacă iei doar șevaletul, da? Cu pânza și cu cinci culori și l-arunci acolo, nu înseamnă că ai făcut artă. Da? Îți trebuie un pic de viziune, un pic de viziune și un pic de creativitate. Iar asta eu zic că vin de undeva din sufletul nostru. Nu poți, spre exemplu, mie mi se întâmplă să mi se ceară, nu știu, am și eu nevoie de ceva, te rog, fă-mi și mie ceva, sau... eu nu obișnuiesc să lucrez așa. Pentru că nu... Este o stare de spirit. Trebuie să fii într-o anumită stare de spirit. O emoție, da, în momentul în care te-a pus să lucrezi. Trebuie să fii acolo, să... Știți cum este? Arta este despre frumos. Da? Da. Și despre a te bucura. Și dacă tu ești preocupat de alte probleme, dacă, nu știu, ai copilul bolnav, Doamne ferește, sau ai, nu știu ce, termen limită la serviciu și nu te-ai încadrat, sau nu ai nici timp să faci, să-ți practici hobby-ul și nu ai nici starea de spirit pentru a face și așa ceva. Și se simte în lucrare? Se simte cum, da, am colegi, spre exemplu, care realizează obiecte foarte laborioase, bijuterii din mărgele și trebuie să urmărească un anumit model sau la croșetat sau... Băi, greșesc și trebuie să desfacă, pentru că altfel... Da. Dar nu este ciudat totuși că acest frumos numit artă se transformă în comercial? Aveam la un moment dat o discuție, dar de mult, după 1990 și... cu cineva care venise cu o idee în televiziunea română, unde colaboram eu pe atunci, despre flori. Și întrebarea era, nu e păcat că florile se vând și se cumpără? Eu am un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Acum se pot modela flori.
Da? Nu trebuie să le rupem pe cele din natură sau să le vindem. Se pot modela, eu modelez flori din pastă de porțelan, petală cu petală, frunzuliță cu frunzuliță. Da? Se creează o floare sau o compoziție care jur că este naturală, doar dacă vii și pui mâna pe ea, vezi că nu este naturală. Acum există flori criogenate, plante criogenate, da? Care rezistă până la 25 de ani. Chiar am vrut astăzi la emisiune să vin cu un aranjament cu trandafiri criogenați, dar nu știam cum este setup-ul noastră în platou și era destul de măricel și m-am gândit că ocupăm un spațiu prea mare cu el. Dar data viitoare o să vă aduc. Păi, și revin la întrebare. Acest frumos care înseamnă artă, transformat în element comercial, parcă nu se pupă, nu știu. Nu... Păi o să vă răspund tot cu o metaforă. Dragostea trece prin stomac. Păi, dumneavoastră, credeți că artiștii nu trebuie să trăiască? Ei cu ce trăiesc? La fel și teatru. E o artă. Și teatru... se transformă în comercial, nu? Nu, este vorba această transformare în comercial. Eu a zice că putem să abordăm subiectul din două perspective. Perspectiva în care artistul creează obiectul respectiv și vine cineva care apreciază și îl cumpără, îi plătește munca efectiv ca să se bucure de obiectul respectiv. Și altă perspectivă este aceea în care oamenii au transformat arta în ceva comercial și facem lucruri doar pentru a le vinde. Sau renunțăm la calitate pentru a vinde cantitate. Da. Exact, da? Deci, din care perspectivă vreți să abordăm? Depinde din perspectiva unui om, unui pictor, care creează opere de artă, dar nu le vinde, ci mai degrabă trăiește dintr-o expoziție unde vin oamenii și plătesc bilet ca să vadă. Nu va putea să trăi doar din asta. Nu va putea trăi doar din asta. Păi nu, imaginați-vă câte expoziții poate să facă pe an și câte bilete poate să vândă și care ar fi prețul unui bilet astfel încât să-i asigure lui resursele necesare ca să trăiască un an de zile. Ne întoarcem la managementul de proiect. Facem un calcul acum, dacă vreți, imediat. Nu mai facem pentru că se cam termină emisiunea. Și nu avem de spus decât că vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. A fost alături de doamna Miara Iovciulescu și să nu spun decât ultima calitate, eu nu le iau drept calități, președinta Academiei de Artă Handmade. Restul am spus la început. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitația încă o dată. Mă bucur că am avut acest dialog echilibrat în care am putut să schimbăm păreri și păreri, da, și să vedem diferite puncte de vedere, pentru că este bine că aduceți în discuție diferite perspective, la care la unele dintre ele recunosc că eu nu m-am gândit. Pentru că nu poți să le știi pe toate sau nu le poți anticipa pe toate. Și atunci, din aceste discuții, din aceste dialoguri, se nasc idei noi, se nasc proiecte noi și așa evoluăm. Și dialogul nostru, așa cum am zis, între afaceri și uite, și arta. Am început cu afacerile și am încheiat cu arta. Așadar, oameni dragi, vă mulțumim pentru atenție. Noi am fost, suntem, de fapt, în continuare. Daniel Neguț și Gabriel Tănase și vă așteptăm la o nouă emisiune.